Hai, du-te tu, că nu pot face față. Ceva? Curieri, livrări. Sună viitorul! Te caută soarta! Văd! Văd! De zile întregi mă caută! Ah, super. Așa poate reușim să o convingem. Unde ai mai apărut? Cătă, la ce-i ține-l drept că te mama? Așa poate reușim să te conving. Dar ce ai acolo? Cătălin... Am totul sub control. Pare o operă de artă, ține-o dreaptă. Stai așa. Vreau să vadă mama că asta s-ar putea să mă convingă. Dar de unde? E du bilețelul, că trebuie să fie avut un bilețel. Clodi, n-are bilețel! Nu cred. Bare! E pe masă cu o fundă cu tot. Arată ca Alice in Wonderland. A, știi ce nu înțeleg eu, Cătă? De ce ai simțit nevoia să mi-o pui în puii mei pe pat când eu sunt germofobă dinainte de COVID? Ca să-l vezi mai bine. Și să dorm după aia în germe, că eu pe aici frec seara cu capul. Ia să vă clodi. Ia să văd! Aș vrea să văd ce am primit și astăzi. Tu n-ai primit nimic, mă! Haide să văd și eu ce ai primit, te rog. Bună, Cătălin, ce faci? Nu stau, dragă, stau cu fața, uite. Dar nu mai pot de drag. Deschid eu sau? Ce se deschizi, că e o operă de artă? Vedem de la cine. Ce-ți spune, iară, că ție veșnic îți spune. Nu înțeleg că caut o operă de artă în pat. Aici a pus o Cătă. Eu am fost de vină. N-arată rău asta, îmi place tare, nu? Scrie happy birthday cu glitter, că unii s-au gândit că îmi place glitterul, nu ca... Păi sclipiciu de când erai mică ți-a plăcut. Nu? Așa știam. Ei, sunt de la Marius și de la Anca. Ce drăguț. Tu nici nu zici cine e Marius și Anca. Dar oricum sunt drăguți. Îmi place opera de artă, ce crezi? O zis că... Dragă, oricine care trimite ceva e drăguț. Nu, dar chiar arată bine. Măi, dar să știi că mi se pare peculiar și frumos. Să știi că Ticiu a zis că nu-i de acord să-ți dau ție, că sunt o nemernică și să nu-i dau mizerie această instalație. Zic, dar la mizerie... N-am spus niciodată, nu spun așa ceva despre tine. Dar copilul m-a întrebat cineva dacă vreau să o primesc? Da, i-am zis, zic, mizeria nu-și dorește instalația, exact. Că eu l-am întrebat. Și a zis că să nu-i o dau la mizerie, că mizeria ne trădează. Întotdeauna va fi așa, cineva ne va trăda să știi. Trebuie să ții minte de la mine, mai bătrână. De și am dreptate. De când duo-ul meu... Dar aia care aduce vorba, e aia care va trăda prima. Sunteți siguri că aveți suficient timp și spațiu pe cardul de memorie ca să vă descriu pe Ana? Extraordinară. Niciodată plictisitoare, mult prea energică, extrem de determinată, puternică, foarte fragilă uneori, extravagantă. Pa, mai bârfit cu cătinaș că strâng șervețele și că-s contesa! Păi da, nu prietena mea de 10 ani, alaltă ieri. Contesa, stai, că zic eu acum, stați, că am venit. Nu doar șervețele și zahăr de peste tot unde mergem. Ai zis tot la televizor. Nu suntem dragă încă la televizor, poate avem noroc și ne ia careva. Nu, da, Ticiu, când e camera cu ceva roșu pe ea, e rec, ești la televizor. Ești în mâna lui ăștia de la montaj. Lodi, de ce ea presupune? Haide, Ana, lasă răspăți, ai un contract de făcut, haide, trezește-te, e cu roșu, că știi că-ți mioapă. Ia uita, ta, fă, mai devreme ai zis că vrei să ții o carte de pe un versant și era editura Velant, nebună. Mai fac confuzii uneori, tu știi. Deci de ce presupune? Haide, că n-are un contract de făcut. Mă, interupe, tu nu înțelegi ce ți-o zis femeia aia, să nu mai intri peste replicile mele! Da, am și eu de zis. Așteaptă să termin ce am eu de zis! Te rog. Mă rog, bip. Ăsta e un bip, nu e o șiruire de bipuri. Bipuri mici, Doamne ajută-ne, poate sparge capul. Hai da. De ce femeia asta crede? N-am terminat ideea, nici n-am început-o și eu nici nu mai țin minte de unde ai început. E o relație extrem de complicată și extrem de complexă. Pe principiu ea m-ar omorâ, după mă iubește, după aia aș vrea să o omor eu. De exemplu, casa unde am stat inițial în pandemie, într-o seară i-am pus realmente ulei de măsline pe scări. Poate mă ajută bunul Dumnezeu și am noroc, pică și rupe un picior și stă la spital vreo 2-3 săptămâni. Nu s-a întâmplat.
Diana, dacă până la 44 de ani ai muncit o zi în viață, am 41. N-ai 41 când au să fie astea pe post, o să ai 44, că poi mine ai 44. Păi poate o să am 46 între timp, nu am decât 40 de ani. Nu ai muncit o zi în viața ta. Dacă mai Doamne, joci teatru, mai pui așa mei, viața dacă zi. Mai joci teatru, pui mei cu haide, că avem treabă, care o faci strict pentru filmare, mă ridic și când îți scoică din aia superbă, nu, chiar ai treabă. Cap, știu că am, dar nu tu decizi când o fac. Dar mă gândesc să fiu de folos astăzi, dar mă rog, iar mă spate de minți. Când aveai 41 în 2016? Ce? În 2016 aveai 41. Nu știu, mă, acum 10 ani când am venit în București avea vreo 53. Aici sunt, Claudiu Ionescu, te-am auzit, să știi. Te-am auzit, născut în 84 eu, ca să știi acum, să se știe. Dar ce intri și ieși ca la Excelsior pe scenă? Pentru că sunt actriță de mică, dragă. Ar trebui să refacem un pic realitatea, pentru că voi nu o percepeți corect, pentru că a fost prima oară când ați văzut-o. Ticiu nu trăgea de mine. Ticiu era isterică pentru că avea emoții că urma să fie la televizor. În general, Ticiu nu trage de nimeni. Noi tragem de Ticiu. Dar e bine că ai zis și pe televizor că nu ești autentică. Fă! Fă că n-ai cap, vai de picioare, Cătălin, nu te lua după ei. Da, picioarele mele sunt foarte frumoase. De ce vii și pleci, vreau să știu? Pentru că m-ai scos din minți. M-ai scos din minți. Facem și noi ceva, dar să nu stăm reciproc, așa. Pleacă la tine acasă, că ești aici de eu nu am casă, casa mea ești tu. E ca un sentiment pe care l-am față de... Hai să merem să lucrăm, că nu mai pot. Hai că... M-a ridicat din pat acolo, noi la Rad avem un, să confirme toți zarădenii, avem acest mare obicei în care ne plângem, după care facem treaba. No, m-a ridicat acolo cu durerea de rinic, cu durerea de șale, cam o vârstă, și m-am pus...